Începând cu 1 ianuarie 2014, micii producători de lapte au restricții mai mari în ceea ce privește comercializarea. Astfel, țara noastră se aliniază la normele impuse de Uniunea Europeană, unde comercializarea laptelui neprelucrat este interzisă. Așa că până când vor ajunge în rafturi, laptele și alte produse lactate vor trece multe teste de calitate. Laptele nu va mai putea fi vândut de micii producători decât la maximum 2 ore după ce a fost muls și răcit, cu ajutorul tancurilor de răcire. Majoritatea crescătorilor particulari de animale consideră această normă foarte costisitoare, deoarece nu au banii necesari pentru achiziționarea acestui echipament. Nu știu dacă e întocmai bună pentru noi producători, pentru că dacă avem o vacă sau două, ne putem permite să cumpărăm un tank de răcire? Asta e întrebare. Noi după 55 de ani, 60, ce să mai facem? De ce să ne mai apucăm de acum încolo? Deci e o lege aiure. Micii producători mai spun că dacă sunt respectate condițiile de igienă, laptele și iaurtul nu suferă modificări după 2 ore de la recoltare. Lucrez cu lapte de peste 30 de ani. Se alterează când îl lași la căldură, în soare, când vasele nu sunt spălate, opărite. Dar așa nu. Bine răcit, laptele e foarte bun. După 2 ore, nu, niciun caz. Cel puțin 6-7 ore laptele este foarte bun de consum. După aceea îl răcim la frigider. Avem și noi destule posibilități. Nu? Noile standarde vor aduce pe majoritatea țăranilor români în imposibilitatea de a-și mai vinde produsele în piețe. Potrivit ultimelor statistici, în România sunt aproximativ 800.000 de crescători de vaci. Normele europene spun că laptele care conține peste 100.000 de germeni și care poate transmite boli dacă este consumat proaspăt, trebuie distrus sau dirijat spre producătorii de brânzeturi fine.